Pandemia COVID este o realitate nouă pentru noi toți. În situații de criză, trebuie să prioritizezi și să acționezi inteligent, mai ales când lucrezi într-o industrie complexă, a telecomunicațiilor, când clienții se bazează mai mult ca de obicei pe tine, în calitate de furnizor, de internet și servicii TV. Cum menții echilibru între a-ți menține clienții satisfăcuți și angajați în siguranță? Caut soluții. Un prim răspuns evident este munca de acasă, care devine o adevărată provocare atunci când lucrezi cu o echipă de 200 de oameni și un furnizor cu o echipă la fel de numeroasă. O adevărată provocare când acești oameni sunt zi de zi în contact direct cu clientul, dar și cu colegii noștri tehnicieni din linia întâi. O adevărată provocare când mutarea acasă înseamnă și accesarea numeroaselor sisteme interne utilizate de aceste echipe. 5 zile. Atât a durat să creăm infrastructura și să planificăm mutarea echipelor. Am testat, am greșit, am adaptat, am testat din nou și am reușit. Împreună, cu mult efort și o uriașă dedicare din partea echipelor noastre, dar și a managementului. Vectorii principali care ne-au ghidat au fost responsabilitatea și grija. Responsabilitatea față de misiunea noastră, grija pentru angajați și grija pentru clienți. Aceasta este încă o dovadă a faptului că toate provocările pot fi depășite dacă suntem mânați de motivația corectă. Nivelul serviciilor oferite de noi a fost menținut la același standard de dinaintea pandemiei. 70% din apelurile clienților au fost preluate în mai puțin de 30 de secunde. 96% din apelurile colegilor tehnicieni aflați în linia întâi au fost preluate în mai puțin de 30 de secunde. Cu toții am contribuit la marcarea adreselor cu risc în sistemele noastre pentru a-i proteja pe colegii din linia întâi. O reușită pe care nu am fi putut să o atingem decât împreună și care ne face mândri ca echipă. Ce am învățat din această experiență? Am învățat că responsabilitatea și grija ne vor ghida mereu prin cele mai dificile momente, dar și în activitatea noastră zilnică. Am învățat că motivația corectă ne va energiza mereu să mergem înainte. Am învățat că provocările sunt făcute să fie depășite și le putem depăși doar dacă acționăm împreună, în echipă. Am învățat că putem oferi răspunsuri simple la probleme complexe dacă aplicăm formula trial and error. Și am învățat că puterea de adaptare devine un avantaj competitiv foarte puternic. Mulțumesc echipei mele, eroilor din spatele scenei. Mulțumesc întregii echipe de vânzări și operațiuni locale și mai ales colegilor din linia întâi, eroii din rețea. Mulțumesc colegilor din IT, care ne sprijină zi de zi să avem infrastructura necesară pentru a lucra în siguranță, de acasă. Grija noastră față de angajați și clienți nu s-a relaxat după 15 mai. Continuăm să facem tot posibilul să ne servim clienții cu aceeași preocupare și dedicare. În același timp, colegii noștri au rămas și vor rămâne în siguranță în timp ce lucrează. Am reușit împreună, ca echipă. În linia întâi sau în spatele scenei, aveți grijă de voi și să rămâneți în siguranță.